Lucrările pe drumul județean 607 continuă în ritm alert. Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, s-a deplasat astăzi în Strehaia pentru verificarea stadiului lucrărilor. După ce au fost asfaltați 16 km în comuna Grozești, lucrările continuă în intravilanul orașului Strehaia, unde vor fi amenajate trotuarele, accesele la proprietăți și asfaltul stradal. Suntem pe drumul județean DJ607, care începe din Strehaia, de la intersecția cu drumul național și traversează toată comuna Grozești până la limita cu județul Gorj. Așa cum s-a văzut, zilele trecute s-a terminat de asfaltat în comuna Grozești drumul județean pe o lungime de 16 km, turnându-se cele două straturi de asfalt. Acum au început lucrările în intravilanul orașului Strehaia. Se lucrează intens pe cei 700 de metri cuprinși între drumul național și calea ferată. Aici vom avea strada asfaltată pe o lățime de 8 metri, vom avea trotuare, accese la proprietăți și rigolă care să preia apa. Va ieși o lucrare de calitate, va fi strada asfaltată așa cum solicită și locuitorii orașului Strehaia, așa cum avem pretenții și noi și sunt convins că oamenii vor fi mulțumiți la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, atunci când vor vedea că bordurile vor fi amplasate și că asfaltul va fi turnat pe acest tronson de pe o lungime de 700 de metri. Locuitorii acestei zone vor avea parte de condițiile decente, mult așteptate. Te mulțumiți, cum să nu? O să fie mai bine, că erau gropi, erau vai de lume și de om. Da. E un lucru bun, după atâția ani de zile. Cred că ați mai fost pe aici și știți ce grup erau, da? Dar acum e ceva bine și foarte bine. Primarul localității Strehaia este mulțumit de această inițiativă a Consiliului Județean Mehedinți. Este un proiect important pentru această localitate, fiind o zonă foarte circulată de cetățeni. Este un proiect derulat de către Consiliul Județean pe fonduri europene în cadrul programului operațional regional. Este una din primele lucrări în infrastructură rutieră pe fonduri europene din localitatea noastră. Este importantă pentru că e folosită de foarte mulți cetățeni și este unul din marile succese administrative de care noi ne bucurăm în această perioadă. Lucrările fac parte din proiectul prin care se reabilitează 112 km de drumuri județene. Aici lucrează foarte repede și foarte frumos. Și utilaje noi și toți oameni și tot. Cât de greu era înainte cu praful? Ați circula greu? Foarte, era. Foarte greu. Dar se mișcă foarte bine. Suntem în stadiu de finalizare. În 2-3 zile vom finaliza zona de drum și vor veni colegii pentru a realiza trotuarele și zona de acostament. Județul Mehedinți este un șantier în lucru, investițiile fiind direcționate către toate domeniile, iar cetățenii județului nostru vor beneficia de condiții mai bune de viață. Deci, cu siguranță putem spune că Mehedințul este pe drumul cel bun.